FC Zalău începe lupta pentru promovare chiar în fața liderului FC Sibiu. Meciul este programat mâine, începând cu ora 15 pe stadionul municipal. Cu 24 de ore înaintea jocului, conducerea clubului zălăuan și-a prezentat și achizițiile din această iarnă. După aproape 9 ani de la promovarea în Liga 3-a, conducerea clubului FC Zalău a anunțat în mod oficial la începutul acestui an că obiectivul echipei, începând din returul acestei ediții, este promovarea în eșalonul secund al fotbalului românesc. Cu 24 de ore înaintea debutului în returul Ligii 3-a, conducerea clubului Fotbal Club Zalău a organizat o conferință de presă în care au fost prezentate achizițiile din această iarnă. La întâlnirea cu mass media local a fost prezent președintele Ioan Morar, antrenorul principal Constantin Olariu și jucătorii Lucian Todia, Daniel Celia, Radu Ungurianu și Beniamin Boca. Este meciul, derbiul etapei Ligii 3, seria 5-a, în care se întâlnesc locul 1, locul 3. Echipa de la Sibiu, după cum a scris și voi, s-a întărit destul de mult și înainte aveau și în tur aveau o echipă foarte bună. A venit 3-4 jucători de la Liga 2, Liga 1 și meciul nu va fi ușor. Dar și noi avem o echipă bună, părerea mea, și eu zic că nu să dăm pronosticuri, dar eu aștept de la băieți motivarea pe care o au ei la ora actuală să aducem cele 3 puncte. Suntem la 24 de ore de preluarea campionatului, primul meci din retur. Sigur că jucăm cu echipa de pe primul loc și, după cum știe toată lumea, și evident că ne dorim să câștigăm acest meci pentru că e cam singura șansă ca să intrăm cu adevărat în bătălia pentru promovare, așa cum avem obiectivul în acest moment. În primul rând mă bucur că am ajuns aici, un proiect frumos și obiectivul meu e să joc cât mai bine și cât mai multe meciuri și să-mi ajut echipa. Mă bucur că am ajuns la FC Zalău. Obiectivul meu este promovarea, în care credem toți și ne jucăm șansa. Cum ți se pare echipa? Echipa de la Sibiu sau noi? De aici. Echipă bună, competitivă și vom da totul pe teren mâine să obținem o victorie. Mâine avem un meci greu. Trebuie să dăm totul pe teren mâine, 90 de minute. Sper să câștigăm, sper să aducem oameni la stadion, să ne ajute. Și toate meciurile care le vom avea trebuie să le câștigăm ca să rămânem acolo sus, să fim aproape de primul loc. Și eu zic că o să facem și o să câștigăm meciul de vineri. Am încredere în băieți, că e un grup unit. Și celelalte meciuri la fel. O să le ducem toate la victorie. Aș vrea să mulțumesc tuturor oamenilor de la FC Zalău care, într-adevăr, s-au arătat interesați ca să vină aici și au insistat foarte mult. Și te mulțumesc foarte mult pe această cale. Eu o să fac totul ca să le demonstrez pe teren că am valoare și putem să promovăm, să aducem acolo unde dorește toată lumea. Știm că mâine avem un meci foarte greu, de practic este puțin și vital, pentru că dacă mâine vom câștiga, cei de la Sibiu se vor îndepărta la 8 puncte și este foarte greu să recuperez această distanță. Am încredere în echipă, chiar dacă sunt de scurt timp aici și cu multă ambiție și cu ce ne-a pregătit un profesor, sunt sigur că putem să câștigăm cele 3 puncte. Plus că, din ce se aude, vor veni și foarte mulți oameni la stadion și cu ajutorul lor, practic să fie al 12-lea jucător, să reușim să câștigăm. Este vital, practic, pentru noi. În rest, ce pot să zic? Să fie totul așa cum ne-am plănuit și la vară să ducem orașul să fie fericit, să fim în Liga 2. Chiar dacă este foarte greu și nu este simplu deloc, chiar nu este simplu, dar noi vom munci pentru asta și când vom ieși după teren, vom fi cu capul sus, că totuși am făcut totul și am dat tot pe teren. Meciul dintre Fotbal Club Zalău și FC Sibiu din cadrul primei etape a returului este programat mâine la ora 15 pe stadionul municipal. Intrarea la meci va fi liberă.